În vedere prevede articolul 250 aliniatul 1 și al articolului 251 aliniatul 1, 2, 2 indice 1 și 2 indice 3 din ordonanță de urgență a Guvernului numărul 57 din 2019 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare și în temeiul articolului 108 din Constituția României Republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articol unic. Domnul Dragomir Ioan se numește în funcția de prefect al județului Caraș-Severin. Semnează prim-ministru Nicolae Rălciucă, contrasemnează ministrul afacerilor interne Lucian Nicolae Bode. Hotărârea are numărul 179 din 10 februarie. Domnule prefect, vă invit să depuneți eu. Eu, Dragomir Ioan, numit în funcția de prefect al județului Caraș-Severin, din hotărârea guvernului numărul 179 din 2022, depun următorul jurământ în conformitate cu dispozițiile articolului 251 aliniatul 3 din ordonanța de urgență a guvernului numărul 57 din 2019 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Caraș-Severin. Așa să mă ajute Dumnezeu. Mulțumesc. Hotărâre privind numirea domnului Găfu Cristian, în funcție de subprefect al județului Caraș-Severin. Având în vedere prevederea articolului 250 aliniatul 1 și al articolului 251 aliniatul 2, 2 indice 1 și 2 indice 3 din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57 din 2019 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare și în temeiul articolului 108 din Constituția României Republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1. Domnul Găfu Cristian se numește în funcție de subprefect al județului Caraș-Severin. Semnează prim-ministru Nicolae Nelciucă, contrasemnează ministrul afacerilor interne Lucian Nicolae Bode. Hotărârea are numărul 182 din 10 februarie. Puneți subprefect, vă rog. Eu, Găfu Cristian, numit în funcția de subprefect al județului Caraș-Severin, în hotărârea guvernului 182 din 2022, depun următorul jurământ în conformitate cu dispozițiile articolului 251, alineatul 3 din ordonanța de urgență 57, pentru 2019, privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Caraș-Severin. Așa să mai ajute Dumnezeu. Hotărâre privind numirea domnului Muntean Alin Cuzma în funcția de subprefect al județului Caraș-Severin. Având în vedere prevederea articolului 250 aliniatul 1 și al articolului 251 aliniatul 2, 2 indice 1 și 2 indice 3 din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57 din 2019 prin codul administrativ cu modificările și completările ulterioare și în temeiul articolului 108 din Constituția României Republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1. Domnul Muntean Alin Cuzma se numește în funcția de subprefect al județului Caraș-Severin. Semnează prim-ministru Nicolae Nelciucă, contrasemnează ministrul afacerilor interne Lucian Nicolae Bode. Hotărârea are numărul 183 din 10 februarie. Domnul prefect, vă rog. Eu, Muntean Alin Cuzma, numit în funcția de subprefect al județului Caraș-Severin prin hotărârea guvernului numărul 183, depun următorul jurământ în conformitate cu dispozițiile articolului 251 aliniatul 3 din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57 pe 2019, privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare. Jur să respect Constituția și legile țării, să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Caraș-Severin. Așa să ne ajute Dumnezeu. Vă rog să semnați jurământul. În primul rând vreau să mulțumesc domnului Cristian Giucu și domnului Atila Bornă pentru activitatea desfășurată în funcția de prefect al județului Caraș până acum și funcția de subprefect pentru domnul Bornă. Le mulțumesc, le doresc succes domnului Giucu alături de mine și de domnul Dan. Domnului Bogdan îi doresc succes în activitate
în cadrul instituției în care sunt succesoarea dumneavoastră activitatea. Vreau să vă spun că sunt onorat pentru numirea de către Guvernul României în înalta demnitate de prefect al județului Cara Severin, după o carieră de peste 40 de ani în administrația publică și finanțele publice. Vreau să mulțumesc și pe această cale colegilor din Partidul Social Democrat, domnului președinte Sârbu Dumnezeu, domnului senator Domnul Șoatrân, pentru încrederea acordată în nominalizarea și susținerea mea pentru funcția de prefect al județului. Felicitările mele pentru dumneavoastră. Funcția pe care o țineți de astăzi. Felicitările mele și mulțumesc, domnul Mărteanu. Încep prin a vă mulțumi vouă, celor din presă, pentru cei 2 ani în care nu am avut o relație mai mult decât corectă și ați reflectat eforturile instituției prefectului în gestionarea situației. Și nu au fost numai pandemie, au fost mai multe. Mulțumesc de asemenea domnului Bogdan pentru perioada în care am lucrat în primul. Domnule Dragomir, până acum ne-am despărțit multe lucruri, ne diferențează multe lucruri, vârsta, pregătirea, partidele din care venim. Pentru mine este o onoare să lucrez alături de domnii prefect și subprefect. Sper să fim o echipă unită, să facem lucruri bune pentru cetățenii județului Cara Severin, să reușim să implementăm programul de guvernare la nivel județean și să dăm înainte, cumva, să mai facem din o pașcă înainte. Vreau să-i mulțumesc și eu domnului Marcel Bela pentru încredere, prietenul meu, Tică Crăznic, la fel pentru încredere, și colegilor din PNL pentru susținere. Sperăm să facem lucruri bune. Ca și fostul prefect al județului Cara Severin, vreau să mulțumesc în primul rând domnului fost prefect, actual subprefect Cristian Gâfu, pentru buna colaborare pe care am desfășurat-o în instituția prefectului. Tot timpul împreună ne-am lovit de anumite probleme, le-am discutat și le-am pus cap la cap și au ieșit așa cum trebuie.